Salutare, sculele mele preferate, astăzi avem un episod special pentru că astăzi facem horror în VR ca pe vremuri. Pentru că astăzi facem horror în VR ca pe vremuri, numai că astăzi avem un invitat special. Iubita mea, care va apărea aici din orice clipă, o vom pune pe ea să se joace în realitate virtuală și o să vedem cum se sperie și face caca și pișu pe ea. Haide, te rog frumos. Așa, spune bună ziua la cameră. Bună. Aici e camera. Camera e acolo. Da, bună. Da, perfect. Deci, dragii mei, sculele mele, acesta este setul de VR, te rog frumos să-l pui pe căpățână. Așa, perfect, a intrat bine, da? That's what she said! Bun, șefii mei, eu o să stau aici, de-a dreapta ei, exact așa, aici sunt, stai liniștită, o să fiu. Bun, te conectăm la căști, nu o să mai auzi nimic decât căștile. Eu. Bun, se aude cascul, da? Mă mai auzi? Te aud, da. Așa, bun, gata, frățiori, trebuie să ne pregătim, ok? Deci, ești pregătită, da? Nu. Nu? Ba da, trebuie să fii pregătită. Gata, deci ne-am întors pe zonă. Bun, deci acum suntem în joc, da? Okay. Trebuie să intri pe ușa din dreapta. Trebuie să te uiți la ea. Ok. Și trebuie să aștepți să se deschidă. S-a deschis. Și trebuie să te mai uiți intens la ea. Uită-te acolo. Două secunde. Așa, gata. Și acum, din nou, trebuie să alegi una dintre povești. Oricum le facem pe toate, dar le iei pe rând, ok? Le iau pe rând, ok. Dar pe care o vrei tu, oricum. Cu care începem? Cu cea cu circul. Cu circul, da? Uh-huh. Ești pregătită? Uh-huh. 100%? Da. Bun, să-i dăm drumul atunci. Na, deci tu ești un copilaș, tu dormi în pătuț, e ok, știi? Dormi, e seară, ți-e somnic, înțelegi? Așa. Na, și e bântuită puțin casa ta, dar doar puțin. Ai văzut? Se mai întâmplă, din când în când mai pățești chestii din astea. Extraordinar. Frică de clovni, să știi că... Ce? N-am, da. Mă aleg cu ea. Ar trebui să pot să merg eu spre ceva sau? Nu, tu doar stai. Adică ești un copilaș și dormi la tine în pătuț, cum ar veni. Da, poți să și vorbești, știi? Adică... Păi sunetele astea sunt creepy rău de tot. Eu nu știu ce se aude, sincer. Niște voci foarte șoptite. Și tot cad chestii de pe ra. Da? Ra... Și undeva se deschide o... Na, s-a deschis ușa de la baie. Se mai întâmplă, îți dai. Aolo, a fost un trăsnet. A dispărut clov, nu? Păi, ia co... Da. Te speria nu puțin? Nu vreau să mă mai uit încolo. Nu mai? Data? E ok? Na, păi așa se întâmplă, îți dai seama când... Ești copil rău și te duci la somn. Acum și... se deschide chestia aia. Nu vreau să mă uit nici spre ea. Trebuie să mă uit spre ea? Păi îți dai seama că trebuie să te uiți, că trebuie să vezi ce se întâmplă acolo, nu? Nu vreau. Ba da, eu zic că trebuie. Ba da, e ok. Oricum, stai liniștită. Nu-i, e în regulă. Ce-ai pățit? Nimic, a dispărut cutia. Eu zic că a mai apărut o cutie acolo, așa mi se pare. Doamne. Dar uite-te ce faci. Să stai la ce să ating, nu poți să ating. Nu poți, ok. Bă, măcar a căzut cu capul în jos, ceea ce înseamnă că nu se poate deschide. Adevărat, da. A, nu, clov, nu. Unde, că nu-mi văd. Nu. Dar... O să mă uit în partea cealaltă. Nu o să mă mai uit la ușa aia. Îți dai seama că o să te sperii mai tare dacă nu te uiți spre ușa, nu? Dacă nu văd, înseamnă că nu există. Eu zic că trebuie să te uiți spre ușa. Mm-mm. Ba da. Nu, mă place mingea de basket de acolo, o să mă uit aia. Și... Eu ți-am zis că trebuie să te uiți spre ușa. Dar niște că nu s-a terminat. Deci dacă povestea urmează să trebuiască să intru eu acolo, nu. Hey, how you doing, la mama? Let me whisper in your ear. Oh, fuck me! Sincer, nu văd ce vezi tu, dar... De ce nu se duce de aici? Nu. Dai seama că e doar o păpușă, trebuie să te relaxezi. Gata, s-a terminat prima poveste, vezi? A fost ok, nu? Te-ai speriat tare? Nu, e... Eu zic că e ok, nu? E în regulă, așa? E bine, ne oprim aici. Cum adică? Dar mai avem două povești, pe ce facem? Abia am început filmarea. Trebuie să ne uităm la următoarea.
Îi dăm? Pe care o alegem? Asta cu Magicianu. Cu Magicianu? Da. Bine. Cred că e mai puțin rău decât aia cu fantomele. Cine știe. Gata, am ales-o. Yay. Yay. Nu, n-ai fost prea entuziasmată când ai zis ei, sincer. Trebuie să te aud cum ești entuziasmată. Ok, stau lângă o șină de tren. Super. Lângă ce? O șină de tren, cred. De ce? Că s-a auzit un tren. Eu cred că ți s-a părut. Alea tunete și fulgere, plouă afară doar. Nu, să... nu ușa aia, nu! Ușile! Aulu, dar să... De ce se deschide totul în camera asta? Păi, tehnica poate e o cameră pe vapor. A descoperit Jonuț Țăranu America! Și acum nu te mai aud. Nu? Nu. Ah, ok. Nu, nu, nu mi-e frică, nu. Așa, așa nu mi-este frică de absolut nimic ce se poate întâmpla aici. Nu, totul e ok. Se mai întâmplă, e cu tremuri și de-aia se tot deschid ușile. E ok, totul e ok. All good. E în regulă, nu? Da, totul e absolut ok. E un mic cu tremur. Și din cauza asta se tot deschid chestii în cameră. Dar e ok, nu... O să treacă. Poate ești pe vas. It's a bridge. Știi? Și e furtună pe vas. Și camera asta e într-un vapor, înțelegi? De aia se deschid toate ușile. Ah, da! Uite, asta face și mai mult sens. Adică, exact, na, stai seama că nu e nimic ce se poate întâmpla rău aici. Exact. Decât aia, să poate îți vine un monstru de sub pat. Nu, te-ai gândit că poate... Uite, mi-era un pic cald, așa că a pornit ventilatorul. Uh-huh. Că, na, așa după cutremur se face cald. Acum iar se aude cutiuța aia furisită. Nu. Dai pe masă, e ok. Da, și acum plutesc chestii, că... E, și asta e complet ok, s-a răsturnat... Poate, da. Poate nu mai e gravitație de data, nu? E, bă, totul e ok. Cât timp cutia aia rămâne acolo, eu zic că totul e bine. Cred că tot mai era să mă lovească acea carte, e ok. Totul e bine. A mai apărut o cutie, excelent. Dar îți plac cutiile astea, nu? Foarte mult îmi plac cutiile alea, că acasă. Chiar mă bucur că tot apar din ce în ce mai multe. Sunt preferatele mele din jocul ăsta. Poate le primești cadou că ești la tine acasă acum, știi? Opa, s-a deschis, se deschid toate ușile, da. A mai apărut o cutie, uite, vezi, perfect, m-au auzit și mi-au mai dăruit una ca să... Încă una! 4, oh, încă una! 5, super! E un exercițiu de matematică ăsta, să numărăm cutiile. Da, da, da. Uh-huh. Și te descurci? Vezi că nu te aud. Te descurci să numeri cutiile? Da, mă descurc, uite, sunt una, două... Cred că tocmai era să mor un pic. E ok, era să mă înjunghi o farfecă. 5, 6 cutii, 7, am mai găsit una. Da. Dar ții ceva... Aolo, dar ții ceva în dulap acolo sau care e faza? S-au gândit că-mi plac atât de mult cutiile și mi-au făcut cadou una și mai mare. Aha, aha. Care urmează să se deschidă, evident, că doar, why not? Uite, s-a mai terminat o poveste. Ok, asta n-a fost chiar atât de rea. Ce mai este ultima, nu? Uh-huh. Ei, da? Au dispărut cutiile. Da, o să apară okay. Din nou. Da. Okay. Da, sunt pregătită. N-a fost atât de rău. Asta chiar a fost acceptabilă. Bine, îi dau cu ultima, da? Uh-huh. Dar bântuite casa asta în care stai, nu? Nu e. Nu e? Nu, e perfect ok tot ce se întâmplă. Dar mi se pare că o nouă noapte, o nouă aventură horror, așa pățești, nu? Da. E normal. E normal? E ok, da. Mm-hmm. Din nou, se aud niște pași și o voce. E ok. Sunt părinții mei în camera cealaltă. Da, cred că da. Și fac chestii, nu? Treaba lor, ce fac, ideea e că dacă sunt ei... Ăsta e fratele tău, mai mic? Da. Nu, mai n-am știut că ai un frate, sincer. Nici eu. Dar ce are, e bolnav? Da, are săracul niște tulburări, dar e ok. Așa mai face el. Cât? Uite, îi luminează ochii. E parte din tulburare. Da, el stă în cameră cu tine, așa îi place lui să te supăr. Mai vine, că îi plac jucăriile mele. Uh-huh. Uite, vezi, acum s-a dus în dulap unde sunt și mai multe jucării și acolo se distrează el. Dar tu ești tu favorita la părinți? Că el n-are jucării sau de ce? Nu, e mai mic, îi plac jucăriile mele mai mult, știi cum e? Da. Nu, așa cu frații mai mici? Nu ușa de la baie, nu.
Uite, acum s-a supărat și sparge chestii că e ofticat că eu am jucări mai faine decât el, dar e ok, se mai întâmplă. La tine în baie. Cred că e deasupra capului tău. Nu mă uit! Eu zic să te uiți, să te asiguri totuși. Uai, uite-te puțin, uite-te puțin. Nu e. Nu e, cred poate e în dreapta? Nu. Trebuie să te uiți acum, dai. A, nu, a plecat. Și ăla ce avea nevoie? A lăsat ușa deschisă, așa cu frații ăștia niciodată. A, uite-le acolo în colț, ce face pe dulap? În ce colț? A, nu l-ai văzut? Nu. A, nașpa. Așa ne mai jucăm noi oricum, e ok, nimic. Dar merge pe tavan, fratele tău? Așa, se joacă de maimuță. Acum ne jucăm de a face ascunsele, a? Mm-hmm. Și el se ascunde și eu o să închid ochii ca să nu-l văd când apare. De-ai supărat tare, fratele tău. Nu e supărat, așa ne jucăm noi. Da. Așa e el. Nu e absolut nimic periculos acolo, e... Uite-l ce drăguț e! Ei, uite, acum vrea să-i citesc o poveste. Ce zici acolo în poveste? Nu știu să citesc. Ți-ai adus aminte că nu știi să citești? Unde a dispărut? Îl văd. A, da, chiar era timpul să mă culc și chiar mă gândeam să sting și eu acea lampă, deci mulțumesc că a stins-o el. Vezi ce bine ne înțelegem? Chiar că... Dar ce-a crescut, frate, tu? Asta e tata! Și? Cum ți s-a părut? Extraordinar, aș repeta experiența. A fost frumos? Spune-le oamenilor la camera acolo. A fost extraordinar, recomand 10 din 10. La câte like-uri facem un film horror cu totul? Un joc horror ca lume, la câte like-uri? La multe. Păi trebuie să zici un număr. Bun, dragii mei, la 2000 de like-uri facem partea a doua cu iubita mea care se joacă Solomon Exorcistul și exorcizează demon. Nu știu jocul ăla. Pupici cu sclipici și ne vedem tura viitoare, pa, pa!